Noi urăm să însănătoșiri grabnice, dar tot vreau să întreb. În vacanță ați fost împreună cu copiii? În care vacanță? La Paris. În Paris. La Paris. Nu. Deci nu a fost o vacanță, au fost concerte. A, deci e vorba de lucru, muncă și din nou muncă. Da, dar dacă să fim mai... boletăcini, mai preciși. Mai exact. A, mai exact. Mai preciși. Mai dacă, concreți. Așa. Au fost două concerte organizate de biroul Relații cu Diaspora, unul la Luxemburg și unul la Paris. Cel de la Luxemburg, apropo, a fost primul concert de artiști moldoveni veniți acolo la Luxemburg. Luxemburg poate din Moldovei. Cauza că diaspora din Luxemburg nu este atât de mare. Evident, nici țara nu este exact, foarte mare. Dar este un alt fel de diasporă, pentru că acolo vin un alt fel de moldoveni. Mult mai... Cum ar fi? Mai altfel. Mai diferiți. Bogați, mai diferiți. Nu, ziceam mai diferiți. Exact, mai diferiți. Mie îmi pare că și cei care se asimilează în diferite țări, un pic capătă coloritul și caracterul popoarelor unde exact se asimilează. Moldovenii din Italia sau de la Italia, din cum vă place. E mai și mai corect. Ce corect încep să semene cu italieni, gălăgioși. Cei de la Paris sunt așa mai gentili. Cei de la Luxemburg sunt mai retrași și cu așa nuanță mai nobilă. Luxemburg. Deci a fost frumos. Uite, ce țară mică. Să vă spun că suntem o țară excepțională și din alt aspect, pentru că moldovenii, spre exemplu, de Europa, noi avem diaspore. În Statele Unite ale Americii noi nu avem cartier. Știți că sunt cartierul ucrainean, rusesc, exact, și tot așa. Exact. Noi ne asimilăm foarte bine cu americanii și până la urmă putem să ne dăm de american în decurs de un an de zile, că lumea nu te cunoaște. Într-adevăr, asta e un specific. Dar cred că ești de prin Mexic. Eu cred că noi ar trebui să ne luăm cartierul nostru. Nu, n-a înțeles nimeni. Tu vorbeai cu un dialect spaniol un pic. Da. Noi, e mai degrabă mexican decât e moldovean. Sau portughez. Dar n-ar fi rău chiar să ne facem noi un cartier al nostru. Da. Facem cartierul nostru de moldoveni serioși. Eu zic mai întâi să-l facem aici acasă, unul serios și da. Și apoi în America. Eu mă bucur că la noi în țară. De acasă. Eu mă bucur că la noi în țară nu avem cartiere de genul ăsta. Da, evident. Nu știu. Păi ați fi vrut să avem un cartier chinezesc? De ce nu? Eu cred că fiecare are voie să trăiască acolo unde își dorește. Și dacă... Și să vorbească limba română. Păi ar trebui, pentru că la Londra ideea. Vorbesc engleza în Statele și Unite în Paris Americii, vorbesc franceză. În cartiere sunt și magazine cu, spre exemplu, un cartier ucrainean, magazinele cu denumiri ucrainene, vorbește toată lumea doar ucraineană, sunt foarte mulți care s-au născut și au murit și nici nu au știut engleza. Sau american, serios? Ok. Da, cred, cred că nu au avut nevoie. Dar, asta, deci că părerea mea, sunt doar exact, vorbitori mea, de limba ta. Că fiecare om are voie să trăiască unde își dorește și unde se simte bine. Vreau... Și welcome in Moldova, dear. Eu exact asta vreau să zic, să revenim în Moldova. Și vreau să întreb, Geta Burlacu, bine, a fost în călătorii muncite și a adunat bogăția cea mare într-un locșor aici în Chișinăul nostru drag. Muzica, ce face capitolul muzică? Ce face? CD-uri. Nu știu dacă e mai nevoie proiecte. Să pornesc CD-uri, pentru că acum nu prea, toată lumea este deja obișnuită cu stick-urile și cu MP3-uri și cu internetul, exact. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să facem muzică, mai ales dacă ea ne vine. Am făcut ultima perioadă o piesă pentru spectacol, se numește Aș Vrea, pentru Carselul Erotic, voi ați fost? Apropo, voi ați ajuns și la... Nu, stai, eu am pus întrebarea. Apropo, voi ați fost? În Carusel? În Caruselul Erotic. Dacă nu, eu vă invit. Soția mea că... mă nebunește de cap cu acest așa, spectacol. Așa, bravo, bravo, salutări de la Geta. O să vin numai decât săptămâna exact, asta. Sâmbătă. Pe 8 și pe 9. Preț, exact. Știu că e sâmbătă, am și programul. Da, eu vă invit pentru că, da, și denumirea și toate zvonurile care se aud așa sunt un pic pipărate și ademinitoare. Totuși, e un spectacol cu muzică frumoasă, cu joc frumos de actori, cu un buchet frumos de actori și cu un subiect pe muchei de cuțit. Și foarte așa, unul relevant, foarte hazliu, dar și undeva și filosofic. Eu vă invit. Bine că neapărat venim bine la și teatrul erotic. Și teatrul sper să nu ne luați în caruselul exact. Vostru, doar să ne uităm și să înțelegem, să ne întrebăm în adâncimea. Eu sper. Da, da. Apropo, nu e nimic complicat. Dacă tot vorbim de spectacolul ăsta, cât de multe repetiții faci și cât de des ești de acolo, cât reușești. Da. Cât de des reușești. Acum nu prea des, pentru că deja toate lucrurile s-au pus pe roate și merge mult mai ușor, dar...
cum a pornit proiectul și proiectul a pornit undeva din aprilie anului trecut. Atunci chiar să-ți spun, veneam foarte târziu, exact, foarte târziu, plecam, bine, nu dimineața, dar pe la 12 ziua deja eram la teatru și se întâmpla să ne întoarcem pe la 12-1 noaptea. Bine, că până dar la eu urmă... Sper că s-a meritat. Eu de fapt vreau să spun că și teatrul Eugen Ionescu e un teatru mult mai altfel decât cele teatre pe care le avem în Chișinău și chiar denumirea, chiar și denumirea spectacolului Caruselul Erotic, eu cred că trebuie să ai mari drăzenii ca să pui o asemenea denumire, pentru că noi de fapt suntem într-o creștere și e bine că se crește și chiar și la capitolul denumiri de spectacole mult mai moderne. Eu personal vreau să merg la acest spectacol, vreau să văd pe Geta Burlacu, vreau să văd în ce rol joacă. Eu zic mai bine să o asculți, e foarte frumoasă coloana sonoră. Hai să mă vezi, am rochii superbe și un pic așa și mai așa. Da, e foarte frumoasă muzica. Un pic mai așa și mai așa, e clar. Așa, Geta. Și Geta. Hai să finisez cu piesele. Da. Și ultima piesă pe care acum am finisat-o, ieri, alaltă ieri, am început să ne gândim la promovarea ei, se numește E timpul. E o piesă, textul care... ceva timp în urmă mi-a propus Ianoș Țurcanu, dar a trecut, cred că, mai mult de jumătate de an până am copt-o și s-a născut această piesă. Eu am să-ți o trimit pe Facebook să o asculti și tu. Dar cred că, totuși, e important că pentru concertul Busuioc TV o pregătesc. O cânti exact, pe 20? Exact, da, vreau pe 20 să o cânt, februarie. Da. Și împreună cu mine în scenă va ieși și Petru Haruță, cel care a... semnat solo-ul la trompetă și o pereche de dansatori, pentru că vreau să combin melodia, textul acestei piese frumoase și cu o imagine, un cuplu frumos de dans. Pe mine de acum mă intrigă tema melodiei, tema textului. Inevitabil va fi bine. Mersi. Știi, e o piesă frumoasă și atunci când vorbim de textele semnate de Ianoș Turcanu, îmi dau seama că e acolo un bogat bagaj de gânduri adunate de către Ianoș Turcanu, pentru că toate textele semnate de Ianoș Turcanu sunt deosebite. Pentru vom auzi și vom savura. Pentru mine, cel puțin, sunt deosebite textele semnate de Ianoș Turcanu. Bine, muzică ușoară, am înțeles. E timpul să trecem și la muzica populară, muzica jazz. Ce mai făcut Geta legat de muzica populară? Muzica jazz, eu vă invit pe 15 martie. Iarăși la Caruselul de Jazz. Nu. La Caruselul de Jazz. La Caruselul de Jazz, la Tipografia 5. Împreună cu colegii mei, unii din ei s-au întors din străinătate și ne-a fost dor unei de alții. Haide să începem să facem din nou ceva frumos împreună. La capitolul muzică populară, cred că am făcut o pauză cam lungă. Da, și întreb, pentru că da. Ai avut și câteva spectacole mari chiar la, exact, la Teatrul Mihai Eminescu. Eu acum știu. Nu știu când tu ai fost, atunci când am scos în scenă un cal viu. Eu n-am fost, eu mă uzire. Calul a fost superb. Dar, concert. Dar nu numai. Exact, a fost frumos, dar... Da, am făcut o pauză, nu știu când se va termina această pauză. Cu siguranță, atunci când o să fie ceva nou, eu am să vă dau de știri. Acum așteptăm, nu știu. Așteptăm cu nerăbdare atunci. Nu, dacă, sigur, dacă e vorba de muzica interpretată de Geta Burlacu, n-ar fi rău să mergeți la toate spectacolele unde evoluează Geta Burlacu. Primul spectacol de muzică îl puteți admira pe 20 februarie la Palatul Național. Ne facem și noi un pic de publicitate. Exact. Bine. Acasă, muzică. Acasă? Acasă? Acasă nu. Acasă, muzică? Acasă eu gătesc, acasă eu am grijă de ai mei, acasă facem lecțiile. Și doi, din cauza că acasă nu faceți lecțiile. Doi, da, pentru că mama a avut spectacole și nu prea am reușit. Cât de mult timp acorzi copiilor tăi? Eu am să zic așa, cât pot, dar nu îndeajuns, dar mă strădui. Foarte frumos. Foarte original. E și normal, știi cum, copiii sunt cei mai importanți, dar din păcate în tot timpul reușim să fim alături de ei. Eu cred că toate lucrurile în viața noastră, dacă știm să le împletim frumos sau să le legăm așa într-un lanț, ele toate sunt importante și depind unele de altele. Geta, tu de fapt, cum te consideri? O femeie carieristă sau o femeie familistă?
Eu foarte tare mi-aș dori să pot combina aceste două lucruri. Uite, vezi că anume niciodată nu se poate de combinat. Nu știu, atunci când mie îmi iese, toată lumea este fericită, chiar și eu. Atunci când îți iese să le combin. Exact, da. Când nu, atunci sunt fericită numai eu. Deci trage mai mult spre carieră în cazul ăsta. Da, vezi că oamenii de artă, unica mare problemă e că mai puțin timp au pentru familie și mai mult timp au pentru... Eu cred că oamenii de artă și unii din ei, sper că mulți, sunt tare, tare norocoși că cei de acasă îi înțeleg, îi susțin și prin asta cred că mergem noi înainte, pentru că cei de acasă ne iubesc așa cum suntem, așa cum suntem și ne înțeleg și ne ajută. Revelionul unde l-ai făcut? La un restaurant mare, cu toate, am înțeles. Ai lucrat sau v-ați distrat? Noi ne-am distrat, lucrând. Lucrând? De ce? Pentru că am fost cu toată familia și atunci când aveam pauză de dans și nu cântam, eu dansam împreună cu Sebi și Hore și Sârbe, cu băiatul meu. Atunci când trebuia să cânt, ei se distrau în jurul bradului și nu erau prea cuminți, dar eu mă făceam că eu nu îi observ, ca să nu mă nerviez. Da, dacă ar fi să o vedeți pe Geta când se nervează, vă rog să nu mă nervați, eu încă o dată. Bine, oricum ajungem și la pauza de publicitate. Cum spuneai că se numește melodia cea pe care o faci nouă? E timpul. E timpul să luăm o pauză de publicitate, stimați telespectatori. Și să bem niște ceai. Vom servi. De gustos. Vom servi niște ceai, nu știu dacă ai gustat ceaiul. Am gustat, e bun. Ceaiul e produs. E din Fălești. Ceaiul e produs de o fabrică din Fălești, mică crescut, din Fălești. Da, crescut foarte asidu, este cu ajutorul unor ingrediente noi în țara noastră. Așa da, că... Eu am să te rog să mă servești un pic de ceai. Okay. Stimați telespectatori, noi sigur facem o pauză de ceai, dumneavoastră faceți o pauză de și publicitate. Eu? Și eu mai vreau. După care nu uitați că ne revedem, invitata emisiunii noastre de astăzi este Geta Burlacu. O puteți invada, o puteți asedua cu mesaje la 1025. În direct de fiecare dată ne puteți telefona la 0903 de 9-2-7. Revenim, rămâneți alături de noi!